Constituția Primarului 208 din 21 septembrie. Sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 15 în funcție, deci este întâlnită condiția majorității și ședința se poate desfășura. Bună seara! Începem ședința ordinară din această seară și prezentăm cele 7 puncte care avem pe ordinea zi, plus un punct suplimentar. Și punem la vot procesul de bază la ședința extraordinară. Începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind declararea, atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Sâmbu Moldova, ca unor bunuri imobile, urmarea identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea scrierii în cartea funcțională. Inițiator economist partidului primarul orașului. Dacă îmi permiteți, ieri am vorbit la comisie. Bună ziua și bine ați venit. Am vorbit ieri în comisie. Astăzi aș vrea să adaug doar pentru cei care urmăresc materialul. Este vorba de terenurile în spatele blocurilor, care au majoritatea garaje pe ele. Au venit anumiți proprietari de garaje să-și reglementeze. Unul are 4 metri, unul are 6 metri ocupați în plus. Aceste terenuri nu au fost atestate niciodată și așa cum le-am atestat și pe cele de la pârtie de pe Bolcescu la deal, propun să le atestăm și pe acesta, care creează două perspective. Prima și cea mai importantă este că devenim proprietari pe aceste terenuri cu acte. Până acum eram doar ia primăriei, dar nu aveam documentul de carte funciară care să reflecte acest lucru. Și al doilea aspect este că venim în întâmpinarea cetățenilor noștri prin cumva normalizarea unei situații sau mai mult confirmarea unei abateri de acum 25 de ani. Pentru că avem de ales între a dărâma o construcție și a aproba 3 metri, 5 metri, 6 metri are unul dintre ei, care înseamnă că plătește pe 5 ani în urmă, așa conform legii și noi vom fi de acord, sper dumneavoastră, adică eu am propus, sper ca dumneavoastră să fiți de acord să aducem măcar acolo unde se poate. Pentru că aici se poate. Sunt alte situații unde nu o să putem accepta, adică eu nu o să propun să reglementăm niște abateri care ne afectează domeniul public unde am putea să dezvoltăm infrastructură sau alte aspecte. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, avizul comisiei. Favorabil. 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 Cine este pentru? Cine este pentru? Continuăm cu punctul 2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă în baza dreptului de preemțiune asupra pieței de 6 metri pătrați teren domnului Ghibric Sorel Marius, inițiator de domnul Zbaciu, din primarul orașului. Este vorba exact de ce v-am spus mai înainte, de 6 metri pătrați. Dumnezeu are concesionat 20 de metri pătrați. Din planul de situație este 26 de metri. Cererea este de anul trecut, dar nu am reușit până la momentul acesta să, să măsurăm terenul, să-l atestăm, să-l, practic, să-l propunem pentru atestare, că astăzi s-a aprobat la atestare. Acum este dat. Dacă nu, favorabil. 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 Este pe... Pentru următorul este asemănător. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă, în baza dreptului de preemțiune, asupra pieței de 6 metri pătrați, doamnei Coptău Viorica, inițiator economic cu atribuire cu primarul orașului. Aceeași situație. Chiar sunt și vecini acolo. Ștefan cel Mare. În discuție, avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Este pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării sistem de protecție catolică și branșament electric pentru rețele de distribuție gaze naturale în oțel. Localitatea Sâmbu Moldova de sub Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Acest sistem de protecție catodică înseamnă că pe un metru pătrat se pune o cutie în care există un echipament care trimite pe conducta de gaze o frecvență care
frânează corodarea țevii. Este uzitat, este practicat. Până și-au propus să facă acest lucru. Vedeți că acolo este și metru pătrat, este și racordul electric. Aranșamentul necesar pentru asta. Nu au nevoie mai puțin de un metru pătrat, dar nu putea să ceară 0,3 metri pătrat sau 0,6 metru pătrat, nu știu exact. Este în beneficiul protecției rețelelor, dar implicit și în beneficiul nostru, pentru că dacă rețeaua ține mai mult, nu sparge drumul, nu se înlocuiește, da, nu văd care ar fi problema. Dacă sunt întrebări, ieri am discutat acest lucru în comisie, dar așa pentru... Dacă mai sunt întrebări, aveți cetățenii noștri. Favorabil. Favorabil. Cine este favorabil? Numărul 5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Sfântul Vâmbova, numărul 128 din 24-8-2018, privind aprobarea acordului de cooperare între orașul Sfântul Vâmbova, județul Bacău, din România și satul Banagoi, raionul Don Dușem, din Republica Moldova. Inițiatorul Comunii de Patru Vieri din Maralea. Da, pe domnul Țurcan îl cheamă Andrei și el a fost prins, primarul de la Banagoi, a fost prins în vechea hotărâre, puțin diferit. Cum a fost, doamna Sfântul? Da, așa a fost Anatol, a fost documentația Anatol, comisă de... Anatol, Andrei. Practic, aprobarea trecută și cu eroarea asta se duc la pachet și se reglementează situația numele persoane, așa cum am apelat la Euroregiunea Sfântului, ne-au ajutat și n-au preluat curios lucru că avem avizul de la toate forurile. Că e o confirmare că nimeni nu verifică. Nimeni n-a verificat numele acolo. Eu am mers cu o mașină 2 ani și în loc de 5 era 6. Da. Și l-am urat, da. La Obama. Da, da, Andrei s-ar putea să aibă pretenții. Să ne ceară un miel. Da, nu. Da. Cam dată n-a fost așa decât să fac o paranteză aici, dacă pot. Deci când facem aceste înfrățiri, haideți să ținem contul de niște chestiuni. De exemplu, sunt localități, nu știu, eu nu știu cine este localitatea asta, chiar nu știu. Nu am ajuns acolo. Dar pot să ajung. Să facem cu localități care ne putem, cum se cheamă, facem și schimburi economice. De exemplu, unde sunt fabrici de conserve, deci au foarte bune compoturi, foarte bune germuri, ce sunt. Da, vreau să vă zic că cu fabrica Bucuria nimeni nu poate să facă. Ei și-au făcut o distribuție directă, nici la guvernul moldovean îi spune primul ministru și pe la ușă. Am treabă. Sunt șmecheri tare. Magazine București. Da, alea toate sunt, deci atenție, Bucuria, așa se cheamă fabrica Bucuria, are distribuția lor, dar putem rezolva și ceva. Deci, am țintit acest lucru, drept urmare, Comradul este prima înfrățire, am avut-o cu Comradul, este în sudul Moldovei, singurul municipiu, da, mare de acolo, are toate producția principală de must, nu de vinificat, de must, este în această zonă. Mileștinici este o localitate renumită pentru băuturi. Când Baracoiu... venea să rupă armele la intrare, la Mileștinici, are niște cupe cât jumătate de dulap de la roșu. Și când curge acolo, îți vine să... Așa. Pe urmă, localitatea Baracoiu este localitatea care are 7, unde s-au născut 7 academicieni ai Republicii Moldova. Pentru prima dată am vizitat-o săptămâna trecută. Au acolo aleea personalităților. Este un exemplu de dezvoltare comunitară, sănătoasă, bazată pe educație. Acolo au fost niște cadre didactice foarte pricepute, foarte bune, au îndrumat copiii cum trebuie și avem Strășeniu, care este un municipiu cu zonă liberă, cu potențial, cu potențial de dezvoltare. Eu am zis așa, adică așteptăm acum... Facem ceva, să facem și putem să și desigur. Acum, noi nu oprim, nu suntem în situația, în primul rând, că nu ne costă, dar ați văzut, astăvară au venit cu festivalul, cu fanfară și
Nu ați fost probabil în zonă, dar evenimentul a fost foarte apreciat de turiști și este important. Noi am avut, vreau să spun asta la finalul ședinței, am avut o deplasare de 3 zile la Republica Moldova. Ultimele două au avut ca scop întâlnirea Asociației Orașelor din România cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, unde am avut sesiuni de comunicare între primari, a fost peste 100 de primari prezenți. Ministrul de ambasadorul României la Chișinău, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Și am avut discuții, două zile, discuții, printre care am abordat și această problematică a nu neapărat a înfrățirii, că este important să ne înfrățim, dar și a schimburilor economice și celelalte aspecte. Am dus acolo și materiale de promovare și alte... am avut multe discuții. Ce este important? Că am pus bazele unor deplasări. Vom face niște deplasări cu agenții economici de aici și consilieri locali și ne vom întâlni în localitățile, spre exemplu, la Edineț, care este în nord și este un centru acolo de Bălți, Edineț, zona aia, de un potențial și vom trece foarte repede la aceste, o să vă invit, o să vă spun când organizăm aceste deplasări. De fapt, ne punem de acolo, nu avem. Vreau să luăm și din primărie câțiva colegi de-ai noștri care să vadă cum se face administrație. Vă dau un exemplu. Strășeni este o localitate cu 21.000 de locuitori și are 13 angajați la primărie. Adică... Dar avea susține, cu 14. Adică vorbim despre o localitate similară, chiar eram cu primari care au... Nu, eram cu cei care au 20.000, ca să vă spun, 75 până la 100 de angajați. Adică vorbim totuși despre anumite lucruri care trebuie să le bugetarii au salarii mari. Bine, acolo sunt salariul unui bugetar, acolo este 150 de euro, 200. Dar aș vrea când mai aveți delegație de astea, poate da. Aveți nevoie Bun. Și de mine. Eu promit că vom Eu face... Eu la Edineț am fost când a zis la trezor că un român a cumpărat toată producția de zahăr, eu am cumpărat-o la Cupcinderă. Foarte bine. Bun. Cred că lucrurile s-au clarificat aici cu eroarea, da? Favorabil. Pentru că se cumpără un el. La primul oare. Baciu s-o până. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 7 de 1799 din 1992 cu general Dumitru Florin, inițiator economic Baciu Gheorghe cum are la are o construcție de el. Este... Așa am făcut. Dumitru Florin. Așa am făcut până acum. Continuăm în modul acesta. Dacă nu ne afectează, prelungim contractul. Avizul 2 este favorabil. Favorabil. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au obiect, locuințe pentru tine destinate închirierii. Obținute din Agenția Națională pentru Locuințe. Acest proiect de hotărâre a fost retras la ședința extraordinară pe care am avut-o acum 3 săptămâni, dacă vă amintiți, în amfiteatrul de la Bancost. A fost retras pentru că erau necesare niște clarificări. Ieri la comisie am avut niște discuții și astăzi avem răspunsul. Respectiv, ce am spus eu, că în contractul de închiriere al apartamentului este o clauză, vă rog să o citiți, doamna Sică. Contractul încetează de drept în condiția în care titularul nu mai are loc de muncă pe raza localității. Bun. În contract. Deci în contractul încheiat acum 5 ani, 4 ani, nu știu cum a fost. 2011. Acum 7 ani. Nu contează persoana aici. Aș vrea să nu ne concentrăm pe persoană, pentru că s-ar putea să alunecăm pe o pantă care este greșită. Deci, legea spune că el are dreptul, după ce pleacă de aici, dacă este pe rand, noi trebuie să verificăm raza lui de lucru, așa,
să extindem un termen, este acolo. Extindem cuprinderea teritorială, asta ar fi trebuit să obținem un aviz de AMD la. Și prin hotărâre de consiliu local să stabilim că se verifică și arealul adică, respectiv de Bocna ori. Adică dacă el locuiește, ar locui în Bacău și are locuința în ele. Da? Dacă are locuință în Bacău și el se duce la Sărata sau undeva pe lângă, să verifică asta, dacă are o altă locuință. Dacă nu suntem în raza asta, nu mai verificăm. Dar suntem așa. Este acordul între părți și toate persoanele au semnat că dacă pleacă de aici, cu locul de muncă, atunci se reziliază contractul de închiriere a locuinței ANL. În același timp, legea spune că ar trebui să nu reziliem acest contract. Dar înțelegerea între părți și faptul că această persoană a confirmat că dacă pleacă scrie și este logic, altfel cine a prins odată în viață locuința ANL la Stănic, noi mai putem rezilia contract. Indiferent unde este în lume. Și el îl transformă în casă, de vacanță. Casă de vacanță și atunci vom ajunge într-o la altă... negru. Și la negru, da. Și atunci vom ajunge într-o altă zonă. Propunerea mea, adică punctul meu de vedere este, a trebuit să pun pe ordinea de zi, pentru că am revocat data trecută, dar punctul meu de vedere este că dacă persoana respectivă dă o declarație pe propria răspundere, care este opozabilă în instanță peste tot, că nu mai are, că locuiește permanent aici și nu mai are o altă locuință în altă parte, să zicem că lucrează undeva unde poate să facă naveta. Adică ar găsi un loc de muncă la Târgu Ocna și vrea să locuiască în continuare cu soția, cu copiii aici, să nu rămână casa de vacanță. Atunci ar fi corect să-i prelungim contractul, pentru că nu o să-l dăm în stradă. Dar dacă din cunoștințele noastre este varianta că persoana are deja o locuință în altă parte și locuiește definitiv acolo, atunci ar trebui să nu îi prelungim contractul de concesiune. Deja are un domiciliu. Dumneavoastră, deja ar fi două probleme în cazul ăsta. E bine cum explicați. Prima problemă ar fi dacă, spre exemplu, mă rog, cel care a închiriat ANL-ul nu mai vine, dar își plătește chiria. În momentul în care, spre exemplu, îi se reziliază contractul, cine plătește chiria? Avem cere. Nu, nu, avem cere. Sunt cere. Avem cere. Și a doua problemă ar fi cu extinderea de care spunea... Bun, dar dacă îi prelungim, îi prelungim. Nu mai putem. Vă dați seama, i-am prelungit contractul, el este prelungit un an de zile. Noi mai putem să invocăm încă o speță din asta, poate să-l mai verificăm la anul. Aici mai este o problemă care se ridică. Acum s-a aprobat legea asociațiilor de proprietari. Noi, primăria, ar trebui să facem, să facem o asociație de proprietari, pentru că acolo vecinii de pe scara respectivă să poată aibă un reprezentant și să ne confirme reprezentantul lor că Popescu nu mai locuiește, că a dus pe altcineva, că face turism. Adică ar fi... Ar fi important pentru noi să fim corecți față de situația din teren. Noi asta ne propunem, adică nu... Dar, vedeți, nu poți să pui un pasnic acolo să vezi dacă vine seara acasă, nu vine, dacă... E o declarație la vecini, îmi spune, lasă-mă, domnule, pace. Bun. Suntem în situația asta, avem o comisie de ANL aici și vă rog să vă spuneți punctul de vedere și votul este la dumneavoastră. Aș putea eventual, dacă este altcum de vedere pentru cei doi care întâlnă stau de ambiții, le expiră contractul la ANL și sunt... Deci sunt trei apartamente. Da. Pentru ele pot fi aprobate toate condiționat de declarația pe proprie răspundere. Cred că asta e soluția. Sau pot fi aprobate două și a treia să fie amânată. Nu știu, dumneavoastră, în special comisia care are are argumentația de decizie. Adică vorbim aici despre... Nu, eu cred că această comisie, care sunt convins că și-au făcut activitatea așa cum trebuie, să solicite persoanele respective la o discuție și în urma discuției să rezulte acea hârtie pe care să se consemneze exact ceea ce se împartă între comisie și respectivele persoane. Vreau să mai atrag atenția, au fost reclamații în trecut, pentru că unii nu locuiau acolo, da, automat își dădeau caloriferele în cer
și era greu de încălzit pentru cel deasupra, pentru cel de sub. Și n-aș vrea să ajungem iar pe situația cu la aceeași situație, iar să primim reclamații. Adică ar fi bine să utilizăm spațiile care le avem și știu că mai așteaptă cineva și trebuie acea persoană să dea cu subsemnatul, dacă e, după o discuție cu comisia, cu președintele și cu... Bun. Sunați peste oră. Ar fi cazul ăsta două le aprobăm, da. Și cazul ăsta mai delicat. Practic se amână, nu se aprobă condiționat. Cum vreți să... Nu, nu, aprobăm pe alea două și la viitoare ședință punem pe... O la mână. Până atunci să aducă declarația pe proprie răspundere, că locuiește permanent aici și... Da. Și poate discuția cu domnul... Are dreptate. Da? Cu domnul președinte de comisie. Nu puteți o formulă de aprobare. Și eu cred că le facem... Adică ce vreau să la hotără. Propunem aprobare pentru cei doi care îl domnesc, care au și o serviciu pe raza orașului. Și solicitarea de către al treilea locatar de un document legalizat, o declarație de comisie. Da, care să atestea acest lucru. Da. Vizul comisiei pentru cei doi. Cei doi trec fără nicio problemă sau cei doi? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Se abține? Eu. Pentru ce? În general pentru problema asta. De ce? Încă nu știu despre ce este vorba, nu cunosc legea. Cum a ajuns punctul să se discute? Au fost denunțuri, au fost... Domnul doctor, problema este următoarea. Noi dacă aprobăm și el nu locuiește aici, nu cumva încălcăm contractul prin care el a semnat că dacă pleacă, părăsește locuința? Eu cred de adică să nu ajungem în situația în care încălcăm un contract care este tot o oră. De ce m-am abținut? Ca să motivez acțiunea mea. Sunt trei. Cred că toți trei ar trebui chemați la această discuție, nu unul singur. Nu, ceilalți doi îndeplinesc condițiile de au loc de muncă la Sănii Moldova. Au făcut dovada că au loc de muncă aici. Au loc de muncă la Sănii Moldova. Dacă are loc de muncă aici, pentru astea sunt apartamentele ANR. Pentru cei care vin și specialiști. Nu au nicio problemă, ceilalți doi. Înțelegeți? Adică nu-i similar. Eu am gândit că toate sunt la fel, din cauza asta. Unde Rahău are servici la policlinica balneară. Fără el să dărâmă toată electronica de la bană. Da, dacă el ține electronica. Bun. Aș vrea dacă îmi permiteți să fac... Pentru că suntem într-un timp. Așa suplimentare. Cu numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a firmei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional, modernizarea rețea de canalizare în orașul Sănii Moldova, în județul Bacău. Inițiatorul de comunii de Bacău, de dumneavoastră. Da. Aici am vorbit în comisie astăzi. Vreau să dau câteva detalii. Am depus anexa 3. Pentru apă canal la Sănii Moldova, condiția de ca să treacă mai condiția pentru ca care poate să treacă mai departe proiectul la minister este să avem și un acord al consiliului local. Este din punctul meu de vedere cunoscut și răscunoscut la Sănii Moldova, răscunoscută situația apei și a canalizării și stația de epurare nu s-a făcut nicio modernizare dinainte de Revoluție, stația de apă și la Stănicelul închisă, la Stănic nu s-a făcut o modernizare a stației de apă, a depozitării de după Revoluție nu s-a făcut nimic. Lucrarea de la dren, care s-a făcut și s-a întrerupt și a fost și cercetată de DNA și s-a întrerupt așa, fără să fie finalizată cum trebuie, este deci proiectul nu și-a atins ținta, deci este nu dă apă dimpotrivă, a și stricat. Acum, peste asta, mai avem și situația că apa a inundației de astă vară, 40-50% drenul nostru este spălat. Adică suntem într-o situație foarte grea. Ce este bucuros că s-au făcut studiile
topo-studiile, geo-studiile hidrogeologice și ieri s-a lucrat și astăzi. Domnul viceprimar coordonează acest proiect și s-a găsit, s-ar părea că stratul de nivelul apei, acviferul ăsta, cum îi spune, este bun și probabil că o să putem reface foarte rapid instalațiile, în așa fel încât să avem apă cum trebuie la Sălin Moldova. Pe partea de canalizare, proiectul prevede refacerea 100% a canalizării principale de la parcarea de la Pârtia de Schi până la podul spre Stroiu, modificând aliniamentul, nu mai trecem prin proprietăți acolo mai sus de Șandru, Adrian Șandru și mai traversăm pe pod. Toate străzile până acolo, lăturalnice, deci practic până acolo prindem toate străzile care nu au canalizare la momentul acesta sau care o au parțial. Și reabilitarea stației de epurare de apă pe același amplasament. Noi am propus o stație modulară care poate fi ulterior luată și în momentul în care reușim să ducem canalizare până la capătul localității, cel mai probabil o să fie o stație de epurare, trebuie să fie la 500 de metri de ultima casă, respectiv undeva pe submărgură undeva, și atunci asta de aici să practic să fie oprită și să funcționeze doar stația din aval. Astăzi noi am pus pe proiect tot, deci tot ce înseamnă canalizare și urmează să vedem cu etapa a doua, însemnând că vom face un studiu de fezabilitate pentru etapa a doua, care înseamnă de la pod Stroiu până la capătul satului, cu străzile, cu celelalte aspecte care sunt. Care puteți să ziceți că sunt șanse să se rezolve. Da, și sunt șanse pentru acest proiect, pentru că noi am mai discutat și infringementul și celelalte. Noi am avut șansa să disponibilizăm acești bani pentru studiul de fezabilitate și lucrurile astea care se fac nu s-au făcut mai repede, tocmai când am avut de unde să... Vă dați seama, acum vom cheltui 140.000 de lei. 130. Da, dar avem studiul geohidro care nu sunt aici. Nu sunt aici. Deci mai încă chiar 30.000 de lei. Da, dacă își primești 8.200.000 de euro pentru că Sălin Moldova. Doamne ajută să-i primim. Astăzi este se supune aprobării acest proiect. Dacă mai sunt alte discuții? Dar primul aviz cum este? Favorabil. Pentru... Da. Acum aș vrea să vă spun că am depus de o săptămână pentru licența de pentru salubritate. Am depus pentru a obține 5 licențe. Adică 5 domenii de activitate. Este vorba de colectare, gunoaie de la populație, deșeuri menajere de la populație, pentru că și gunoaie e un termen general, deșeuri menajere, colectare deșeuri voluminoase de la populație, colectare deșeuri de la agenții economici, deșeuri menajere, colectare deșeuri voluminoase, colectare deșeuri reciclabile, măturatul stradal, dezăpezitul și colectarea de mai puțin deșeuri periculoase, practic. Da? Deci și voluminoase și colectare selectivă și deșeuri nepericuloase. Suntem în situația că mai avem aproape 30 de zile până la cele 90 de zile pe care le dă legea și prognosticul este că vom trece bine și vom avea licență. Deja s-au scos posturile, pe data de 7-8 este concursul și suntem în această etapă. În al doilea rând aș vrea să vă spun că se continuă lucrările de refacere a zidurilor afectate la drumul național. Așa cum am spus și altă dată, mulțumim drumurilor naționale, domnului ministru de la transporturi, care s-a implicat personal. Știți că a fost și aici și avem o susținere și
soluția de refacere este o soluție care sperăm noi să mai țină 100 de ani. Adică nu se mai refac așa pe genunchi. Toată lumea a văzut care traversează valea asta, că s-au... Acolo la Mafiei mai trebuia cel puțin 2 metri. Nu știu. Bun. Acolo sunt niște proiectanți. Bun. Sperăm și astăzi am avut întâlnire aici peste drum, să vedem cum va intra, că este foarte greu. Ce este important este că dacă vremea ne permite, până în 1 decembrie, aceste porțiuni se vor reface. Finanțarea pentru zidurile de la Apele Române este și s-a selectat constructorul și este un semn bun. Constructorul va trece foarte repede la treabă. Acum a venit să face partea aia de proiectare dinainte de execuția lucrării, pentru că la fel au scos proiectare și execuție la un loc. Avem puțin o rămânere în urmă la podul de la Dobru, la treaba noastră de făcut. Am primit târziu acordul Ministerului Finanțelor. Toate primările au primit târziu aprobarea banilor care au fost acum 2 luni de zile, dar deja suntem în faza că o să avem foarte repede un proiectant care să ne spună ce trebuie făcut și să putem scoate aceste lucrări la licitație. Nu pierdem banii dacă nu terminăm lucrările până la 31 decembrie, dar noi suntem interesați să le terminăm repede ca să se poată da în folosință drumul. Se lucrează la 3 posturi de transformare, se modifică, se schimbă practic tot circuitul torsadat, unde este blanc se face torsadat în Cireșoaia. Sunt toate 3. Avem acolo și probleme cu proprietățile. În fine, unii și-au mai tras gardul și-au lăsat stâlpul în curte și acum nu mai intri în curtea mea. Niște probleme din astea încercăm să le gestionăm. Am fost și astăzi acolo să fim cât se poate de... Că dacă pune stâlpul în mijlocul drumului, nu mai poți să faci trotuar, nu mai poți să face o rigolă de pluvială. Astăzi a pus acolo, chiar în pradul, a pus stâlpul exact în mijlocul rigolei. Dom'le, dar pe unde curge apa pe aici? Păi să vedeți, să mute lângă gata. Avem asta pe partea de îmbunătățire a calității serviciilor a furnizării electricității. Avem această... proiectul cu refacerea practic, cu amenajarea torenților, a afluenților de la Stănic. Știți că l-ați aprobat și ăsta a trecut, așteptăm avizul Ministerului. Încercăm să acționăm și pe direcția asta. Pe cealaltă parte, avem pe 20 și avem întâlnire cu domnul ministru de la transport, de la turism și sperăm să obținem și un proiect pe turism. Proiectul pe turism pe care îl vizăm noi este amenajarea acelei parcări care nu a fost eligibilă pe mobilitate și piațetei. De data asta suntem și piațeta din fața primăriei, toată zona până la sala de sport. La varianta cu patinoar și cu... Adică nu facem o parcare decât la nivelul solului. Și centrul de primire turistică o să primim foarte repede. Lucrăm la proiect. Deci lucrăm la proiect la momentul acesta, vizăm să avem un centru de primire și puncte de informare turistică. Adică centrul de primire să fie ca un loc unde o persoană este permanent și poate să facă ca un dispecerat, adică o consiliere mai amplă, și punctele de informare turistică să facem... Să fie la primărie, cum e la Târgoviște. Da. Să fie cineva care să informeze. Bun. Și la Târgoviște. Centru este în parc și la primărie. Acolo o greșeală. Nu, asta este. Așa figurează centrul de informare. Bun. Noi sperăm să nu... Ce proiectul e locului? Bun. Avem... și mai avem în vedere, pot să vă anunț că am luat deja decizia pentru casa mortuară, pentru că este o problemă foarte grea. Uitați și acum, la decesul de ieri de noapte, condoleanțe doamnei Catinescu, nu avea unde să-l depună. Da? Și am luat decizia să cumpărăm 2 containere, le amenajăm, le-am amplasat foarte repede, nu avem foarte mult de... Așa le facem pe afară, frumos, nici nu o să vadă. Și am făcut, am reprezentat pe care ți-a aprobat-o dumneavoastră în fața cimitirului Eroi. Adică nivelăm acolo, mai scoatem din pământ, facem frumos, amenajăm intrarea și alea o să vadă foarte, foarte frumos. O să vadă estetic, nu se pune problema să nu
îndeplinim condițiile, se pune un aer condiționat, un iluminat, tot ce trebuie și sperăm foarte repede să rezolvăm și această problemă. Ce voiam să spun, apropo de reabilitarea torenților, ieri și alaltă ieri au fost doi indivizi pe părâul Tudorachet, care au început să facă măsurători la lățime, la adâncime, la viteza de curgere a apei și așa mai departe. Vor începe lucrările de reabilitare în toamna asta sau în primăvară? Nu. Deci avem, pașii sunt următorii. Se face un studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate înseamnă și etape premergătoare, studiu hidro, care spune câtă apă poate să vină pe pârâul Tudorache, spre exemplu, și pe toate celelalte. Se face un studiu topo, care decupează, practic, albia pârâului și după aceea vedem proprietăți și ce mai este pe acolo, pentru că nu poți să iei din proprietatea omului. Și după aceea se face, practic, în studiu de fezabilitate, se propune soluția. Se fac ziduri, se fac gabioane, care sunt, bineînțeles, mai ieftine, se fac poduri, podețe și alte amenajări. După ce s-a făcut acest studiu de fezabilitate, abia după aceea noi putem semna contractul cu Compania Națională de Investiții, unde am pus noi acest proiect, dar până atunci toată cheltuiala este a noastră. Nu este eligibilă pe decontare de pe proiect. Respectiv, noi trebuie să găsim această 110.000 plus topo ce mai este, cam atâta, să găsim acești bani. Vedeți, noi suntem în situația foarte, jucăm pe sârmă, așa merge. Ăștia nu vin să semneze contracte cu noi, că știu că avem conturile blocate și suntem o primărie săracă. Pe de altă parte, noi vrem ieftin și cu plata cândva. E greu de... Nu, eu mă gândeam că poate fi făcută legătura între... reabilitarea aliei Slănicului cu aceste ziduri făcute pe... Nu, sunt doi proprietari diferiți. Domnilor, pe Vanea Slănicului și pentru cetățenii noștri, pe Vanea Slănicului, albia principală de la intrarea în localitate și cât ține Slănicul de mare, principală, este în proprietatea Apelor Române și Slănicelul este în proprietatea Apelor Române. Pentru că este mai lung, afluent, mai lung de 5 km. Toate celelalte pâraie, torent, sunt la primăria Slănic Moldova. Dar, chiar și așa, Slănicul trece prin stațiune. Niciun zid de apărare din stațiune nu este în inventarul Apelor Române. Pe drept urmare, când el se strică, cum a fost și acum, Apelor Române spune, nu este pe inventarul meu, nu mă interesează. Noi am contractat deja firma de evaluare a patrimoniului și în contractul cu dumnealor am trecut că vrem să aducem un patrimoniu poate și alte obiective, printre care zidurile care susțin calea de acces de la izvoare. Este normal să le avem și să le modelăm, să le întărim, să nu o să vină Apele Române sau altcineva să ne facă nouă zidurile principale, care apără niște proprietăți ale noastre, care apără niște zone de interes pentru comunitate. Și atunci încercăm să le preluăm și să le întreținem, să le punem proiecte pe ele. Întrebarea retorică este când s-au făcut acele amenajări. De exemplu, la trecerea podului la 300 de scări. Este zidul dinspre drum, este al drumului național, dar zidul de peste drum, care este și el întărit acolo cu niște beton, unde a pus primăria bani și nu a luat în patrimoniu zidul respectiv. Adică noi trebuie să și reparăm, din punct de vedere juridic, niște anomalii care, știți cum a fost? Toată lumea spune, nu le lua că trebuie să le repare. Bă, dar dacă nu s-a lenit nimănui, cine le repară? El spune că nu le repară. Atunci care este concluzia? Concluzia este că trebuie să le luăm noi, să ne asumăm. Păi e al nostru, dar după ce e al nostru și l-avem pe inventar, ne spunem un proiect de regularizare. Și atunci sperăm să ajungem cât se poate de repede acolo și, vedeți, au ținut 130 de ani aceste, 100, mai bine de 100 de ani zidurile astea. Dar nu mai țin, 100 de ani este... s-a săpat acolo în fața... Sigur, avem riscuri acolo să dărâne la mai sus de hotelul cel dar,
Este săpat și este înclinată. La spate de rămână... E, acolo trece și conducta de gaze. Acolo e conducta de gaze. Da. Eu vă mulțumesc frumos. Vă rog, da. Vreau să vă întreb... nu știu cum se zic, cu digurile astea la, la chelboș și în curba aceea. Și acolo este o problemă mare. Din câte știu în discuțiile anterioare, gazul s-a... Bun, proiectul acela care trebuia să se finalizeze din decembrie trecut, exact. A avut nefericirea că noi am avut nefericirea, proiectul a neșansa că firma a dat faliment. Firma care trebuia să termine, au făcut gabion, acolo a dat faliment. S-a reziliat contractul. Dar banii au luat? Nu știu. Noi cu noi. Deci nu cumva se interpreteze, nu noi am coordonat acest proiect. Acum, avem asigurare că deja s-a selectat o altă firmă care vine să finalizeze acest proiect. Ce mai avem, o să ne mai perturbe puțin, acolo chiar mai la vale de punctul ăla, unde pe Arieșului, codețul acela se va reface complet. Deci acolo se va devia, cum a fost la Cireșoaia, la Cămin, se va face o deviere de circulație, de provizorie, de mașini, și podul acela se va reface și cu o anvolă mai mare și cu alte standarde de cu limite de tonaj, cu... Da. Și domnul da, eu aș vrea doar două chestiuni, că se leagă de ceea ce a fost la ultimul punct. Să vin din proiecte, știu că sunt aici câțiva sau OAT-ului și știu că sunt unele aerate neexecutate, adică neachitate de cei care, având în vedere faptul că ne trebuie bani, ar trebui să găsim o soluție, să-i executăm, să facem ceva, să vadă lumea că... La cine vă referiți? Nu mă refer la nimeni. Deci nu, vă referiți la persoane juridice părere sau la persoane? Că-i persoane fizică sau juridică. Nu s-au achitat, executat, pentru că altfel nu o să facem niciodată disciplină. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Tot la CNI am discutat și sper să am sprijinul și a dumneavoastră cât trebuie din partea cu local să facem stadion acolo pe terenul de la știți că pe CNI puteți cumpăra și teren. Și să folosim terenul care a fost pentru gărzile patriotice de la poligon. Da. Pentru că pe CNI ne putem lega de asta, să facem baze sportive și avem deja discuții avansate la faza asta. Și pe urmă va fi și faza cealaltă, care știți că dumneavoastră știți foarte bine, cei 40 km de asfalt, care tot la fel trebuie să venim cu niște bani noi, contribuții ca să facem asfaltarea străzilor care să cadastrate. De asta zic că dacă nu executăm azi, nu executăm mâine, unii șoia ca bun. Ce vreau să vă asigur eu. Toate persoanele fizice și juridice de la Stănii Moldova deci, au primit titlul prilejul să luăm aceste proiecte, dar ne trebuie și nouă niște mărunțe. Nu e vorba de răutate aici, este vorba de a respecta legea. Da. Și legea spune că se execută silit și noi am semnat 2600 de documente după ce am ajuns primar. Încă de anul trecut, să știți. Ce este dureros? Debitele sunt foarte mari. Sunt o persoană fizică, spre exemplu, are 24.000 de RON. Amenzi, impozite, toate celelalte. Noi, până nu încasăm amenzile, nu putem să încasăm un leu din impozitul nostru. Și astăzi am semnat 17.000 de RON pleacă la bugetul de stat. Amenzi. Adică n-aș vrea să spun că avem persoane cu o stare de indisciplină sau de nu știu ce, dar suntem limitați și am și, uitați, să-mi scrie și dacă vă uitați pe internet, îl cheamă Laurențiu, da, de la Cireșoaia, care toată ziua spune că el pe vremurile dinainte își plătea impozitul și nu plătea amenzi. Și am subliniat legea care spune că prioritarul ATO este obligat să încaseze amenda. Și după ce a plătit amenda, după următorii bani sunt banii de impozite și taxe. Tocmai asta ziceam, domnul privat.
trebuie să ajungem să-i disciplinăm, să înțeleagă fiecare. Nu contează fie persoane fizică sau juridică. Eu vreau să dau un exemplu, ca să audă și Laurențiu, că e șofer de tir. Eu am fost amendat la Brăila, virada. Și trebuia să plătesc 269 de lei. Pentru că am plătit și nu am dat chitanța la poliție, primăria Târgovna, 700 și ceva de lei. Sau 500 și ceva de lei. V-ați dus, avem și noi situația. Adică n-am dus chitanța la timp și nu o mai găsesc, plătesc amenda întreagă. Adică să înțelegi, legea e drege, nu se tocmește că acum, eu vă asigur că nu am venit aici ca să voi nu plătiți, că să prescriu. Ce trebuie să rețină cetățenii? Nici o amendă și nici un impozit nu se prescrie. El este de către cel care trebuia să plătească, de către cel care vine după el, sau dacă cineva din primărie nu și-a făcut treaba să le execute, plătește persoana respectivă. Și să mai adaugă adică, și... Adică nu discutăm, nu cumva să trăiască cineva cu impresia că aceste amenzi sau aceste impozite se prescriu, exclus. În așa fel încât, eu vă rog, să reținem cu toții că suntem în situația asta, noi ne zbatem și avem și exemple în care am rezolvat aceste probleme, adică și multe. Adică lumea se vede, băi, vine chiar o bătrânică, avea un venit foarte mic, în mai multe rate. Asta este. Ne confruntăm cu această, vedeți, este foarte greu după ce se adună o datorie mare dintr-un venit mic să-ți plătești datoriile vechi. Asta este eu am situația asta prin ideea că dumneavoastră a spus bine, domnule, 130 de milioane trebuie să dăm noi ca să dea drumul la proiectul respectiv. El ce trebuie să ia. Că dacă ăla nu plătește, ăla nu plătește... Bun. Eu vă spun de unde vom avea acești bani și o să-i avem. Problema este alta, în schimb. Apelez la solidaritatea întreprinzătorilor din Sănii Moldova vis-a-vis de tot ce se poate să aducă la Sănii Moldova. Sediul firmei, mașinile, să plătească taxa aia de un leu pe apă, un leu pe înfrumusețare și promovare. Dacă acești bănuți, puțin cum sunt ei, ajung în visteria noastră, ăia scutesc, de fapt, banii ăștia de care comunitatea are nevoie. Pentru că noi, dacă nu încasăm bani pentru înfrumusețare, trebuie să punem, că vedeți, spune, câte flori erau în parc cândva. Da, dar când găsești atâtea datorii, aș umple stănicul ăsta de flori. Ce? E așa de greu de pus flori? Nu. Este scump. Și atunci am preferat, cu riscul că a scăzut puțin partea asta de estetică, cu toate că în ultima perioadă ați văzut. Am pus și pe aliniamentul și apelez la cetățeni dacă... Au furat deja 5 crizantie. Asta, apelez... Dumnezeu. Au 21 de crizanteme au fost furate de acolo. Domnul doctor, dar nu ne solidarizăm că ar trebui să-l vadă cineva. Cu doar alea, dacă le arunca peste gard, se poate cuși de aruncat. Dar nu le arunca, le-a luat. Nu, eu mă gândesc că e nevoie. Vine 1 noiembrie, 2 noiembrie și le pune pe mormânt. Cine știe ce mai? Eu gândesc. Nu spun nimeni. Eu am pus acum atunci scriptoare acolo la restaurant. 30 de bucate. Dar le-am dat pe primire. Nu fură nimeni. Domnul primar, noaptea am început să mărească, ziua să mișorează, sunt multe stăți care nu merge becuri. Poți duce oameni. Care-i sala? Eu, oamenii, de exemplu, la mine pe stradă afară, nu merge niciun bec. La stâță. De când? Și la vila Ioana. Sunt mai multe stăți, oamenii zice, eu nu mă se concret, dar la mine nu merge niciun bec. Bun, acum, aș vrea să nu stăm neapărat în ședință. Poate urmăriți, eu interacționez cu cetățenii, faceți ceva și anunțați. Un colectat dumneavoastră, domnul viceprimar, pe cineva. Că noi imediat punem asta, nu suntem în situația să nu avem bani pentru un bec. Dar trebuie să anunțăm ce mai este important. Acest serviciu îl schimbă. Acest serviciu se va externaliza. Deci suntem într-o fază avansată și va veni cu un acelă PDB, cum îi spune, cu electrician, va prelua electricianii noștri, nu-și pierde nimeni locul de muncă, dar îi califică, îi echipează, îi profesionalizează și sperăm să ajungem. N-am avut... Da, dar nu trebuie acum, nu trebuie acum. Acum suntem într-o situație în care... Nu. Bine, eu vă mulțumesc frumos, sănătate și... și... Nu mai...